aveam un anumit tip de planuri. Acum, din noua poziție, planurile se vor schimba. Adică atenția mea se va concentra mai mult pe schimbarea legii și pe lucrurile care contează enorm în posibilitatea de a ne desfășura activitatea. În perioada imediat următoare trebuie să ne asigurăm că toți colegii din TVR își vor lua salariile și că telespectatorii vor continua să vadă emisiunea televizor. Pe mine, ca director de programe, încă sunt și director de programe, până vom decide ce se va întâmpla, nu mă satisfac emisiunile din acest moment. Și nu numai din cauza noastră și a colegilor noștri, ci și din motive financiare. Deci îmi doresc să fim ceea ce trebuie și ceea ce așteaptă lumea de la TVR. Când zic lumea, spun telespectatorii, în primul rând, și apoi abia pe planul 2, politicienii și cine mai doriți dumneavoastră. Vă mulțumesc. Politicienii sunt deschiși întotdeauna teoretic, vreau să ajungem la partea practică. Nu înseamnă că nu am încredere. Dar aș vrea să ne vedem, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, după o săptămână, cu niște cifre, cu niște, să nu spun chiar o conferință de presă, o întâlnire cu voi și cu partea colegilor mei, în care să putem discuta mult mai clar și la obiect niște lucruri. Nu îmi place să povestesc așa, pot vorbi 3 ore, vă dați seama, dar nu vreau. Vreau să spun lucruri. Acum prioritatea mea este să mă gândesc care este echipa apropiată cu care voi lucra și care sunt primii pași. Și vă vom comunica imediat. Mă întreb dacă vi s-a transmis aici în Parlament astăzi și în timpul audierilor sau în discuțiile pe care le-ați avut cu parlamentarii, dacă este strict o chestiune de interimat sau vizați mai departe o numire în funcția de director și președinte plin. Nu am vizat nici această poziție. Nu. Vorbim foarte deschis. Deci nu fac planuri mai mult decât dacă este ceva bun și mi se asigură sprijinul și consider că vom putea face performanță, da, s-ar putea să-mi doresc mai mult, nu neapărat o funcție definitivă. Poate îmi voi dori să fiu din nou director de programe într-o televiziune care are bani, să pot să fac programe, cum știți cu toți. Programele se fac cu bani.